Domnul Alexei, bună seara! vă salut cu drag, eu mă numesc Maria Ciorici și am pentru dumneavoastră un mesaj foarte important. Astăzi sunteți omagiat și vreau să vă transmit un sincer la mulți ani și am scris o poezie. Eu iubesc să scriu versuri, mai ales pentru omagiați și vreau să vă dedic o poezie cu drag, v-am scris-o și vreau să o ascultați. Întorc așa telefonul, fiindcă filmez acest moment pentru amintire. Pentru dumneavoastră acest mesaj. Aveam 6 ani când, foarte mult, o surioară îmi doream să fiu și eu cu fetele de rând. Toate fetele din mahală aveau surioare, numai eu n-aveam, dar vroiam tare. Eu aveam 2 frățiori. Mama mereu îmi spunea că nu erau la magazin surioarea ce-mi doream. Fetițe nu erau, doar băieței și te-au cumpărat pe tine. Ca pe fetiță te înfășam, nu scăpai ușor de mine. Erai atât de drăgălaș. Te încălțam în ciorapi lungi, așa de frumoși erau, alt până la genunchi. Deși era mai măricel și vedeai că nu e bine, te puneai jos și când începeai să plângi, te auzea toată mahala pe tine. Aruncai tot de pe picioare. Iar eu nu mai puteam de râs. Tare amuzant erai, frățioare. Față de tine, așa și nu, fata din tine așa și nu făcusem. Te-am crescut mai mult eu, căci mămica nu se simțea chiar bine. Aveam grijă de toți odată, te țineam în brațe eu pe tine și puneam lemne pe foc, la un bac mare cu apă fierbinte, iar fratele mijlociu a împins bacul și avea să cadă pe tine. Dar eu am reușit să te arunc din brațe, ca să nu te opărești, însă nu mi-am tras picioarele și m-am ales cu nenorocirea să pățesc. Eu mi-am protejat fratele, în schimb, eu cu durere mare, dar nu-i nimic strașnic. Sunt astăzi mândră tare, tu erai bucuria mea, un băiețel foarte cu minte. Dar greu cu spatele mă durea, te duceam căci mi-era, e drag foarte. Toți te dezmerdau alicuța. Dar când mai mare ai crescut, ai plecat la mănăstire, cum ți-a fost acolo tu unul singur ai știut. Iar eu m-am căsătorit, am adus pe lume 2 copii. Dar am avut un trai nefericit. În ajutor tot tu mi-ai venit. M-ai luat de mânuță și m-ai scos din acel infern. Ai fost și ești pentru noi totul, tată pentru copiii mei. Ne-ai hrănit când eram flămânzi, ne-ai liniștit când ne făceam griji, ne-ai învelit când ne era frig. Mulțumim, frate iubit. Sunt cea mai fericită că am așa, frate, doar că de mulți ani nu ne-am văzut, fiindcă sunt departe. Când ne sunăm, vorbim ori întregi, plângem și râdem, doar tu mă înțelegi. Îmi ești și frate și tată, abia așteptăm să o duci pe fată la altar, să fie de tine binecuvântată. Tu mi-ai crescută, frate drag. Scumpul meu, frățiori, la mulți ani, multă sănătate, noi îți dorim tot binele din lume. Te iubim nespus de mult, tu ești totul pentru noi. Ne este foarte dor de tine și abia așteptăm ziua când vom fi alături. Să uiți de toate, că numai tu știi cum să o faci și te iubim enorm de mult. Domnul Alexei, scuzați-mi că v-am emoționat un pic. Am și eu emoții că este așa o răspundere mare. Am vrut să ajung la inimă acest mesaj și sper că a ajuns. Sunt amintiri din copilăria dumneavoastră la care țineți mult și așa sora mi le-a povestit, așa eu am încercat să le transpun într-o poezie. Din partea surioarei dumneavoastră, Victoria, cu drag acest mesaj, care vă iubește mult și vă este recunoscătoare că ați fost și sunteți tată pentru ea și pentru copiii ei și ați ajutat un tot. Foarte frumos. Îmi cer scuze. Mă scuzați că v-am emoționat, dar sunt emoții frumoase, pozitive, frumoase, emoții de viață. Vreau să, dacă aveți ceva să-i transmiteți, ea va vedea, eu îi voi trimite acest filmuleț. Dacă vreți ceva să-i transmiteți, eu știu. Nu? O să vorbesc eu cu ea mai tău. Bine. Eu vă doresc un sincer la mulți ani. Eu mai și cânt. Am pregătit o melodie pentru dumneavoastră, dar sora zice că mai bine nu știu. Vedem acum și eu, chiar acum. E de ajuns, da. Eu vă înțeleg foarte bine.
Vă mulțumesc și mă scuzați, din suflet mă scuzați. Vă doresc o zi frumoasă și cât mai curând să vă revedeți. Asta vă doresc din tot sufletul. Mulțumim. Fiți puternic. O zi frumoasă vă doresc. Scuzați-mă. Mulțumim. Scuzați-mă. Nu, nu, e foarte bine. Mersim. Bine. O zi frumoasă. Da. Vă mulțumesc mult. O seară frumoasă vă doresc. Este așa un... Am avut emoții foarte mari, sincer, poate din cauza asta mai greșesc, eu mai scap câte un cuvânt, câte o literă, scuzați, mă mai bâlbâi. Este ceva special, ați observat și ați văzut și voi un mesaj special, ceva frumos, special. Amintiri frumoase, toți avem aceste amintiri, toți am trecut prin ele. O relație specială, asta am vrut să vă spun, este o relație deosebită, o relație specială. O relație între oameni, asta. Între oameni care se iubesc, se ajută și se stimează reciproc. Gata, mă liniștesc, m-am emoționat. O seară frumoasă vă doresc.